Mai mulți elevi de la Liceul Dimitrie Bolintineanu au trebuit să dea astăzi explicații în dosarul privind suspiciunile de fraudare a bacalaureatului la această instituție de învățământ. Pentru a strânge cât mai multe probe, și avocatul directoarei Costica Vărzaru s-a prezentat în această dimineață la sediul Poliției Capitalei. Aștept ca într-adevăr aceștia să declare evident adevărul ca să putem să lămurim situația de fapt, pentru că noi, cel puțin apărarea, încă nu am văzut acele probe clare din care se rezultă infracțiunea de trafic de influență pentru doamna Vărzaru Costica. Pentru a strânge cât mai multe probe, și avocatul directoarei Costica Vărzaru s-a prezentat în această dimineață la sediul Poliției Capitalei. După câteva ore bune de audieri, tinerii au ieșit din sediul poliției zâmbitori, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cum a decurs examenul atâta? Și ce le-a spus? Normal. N-am dat niciun bal. Ce v-au întrebat polițiștii? Nimic. O parte dintre elevii acestui liceu au dat deja declarații la sfârșitul săptămânii trecute. Conform purtătorului de cuvânt al parchetului Capitalei, Bogdan Staicu, cei care au fost audiați au decis acest lucru de bunăvoie.